Familiile vor fi reunite. Așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci trudați va fi răsplătite, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Ieremia, capitolul 31, cu versetele 16 la 17. Hristos vine pe nor cu slavă mare. O mulțime de îngeri strălucitori îl vor însoți. El va veni ca să învieze pe morți și să-i transforme pe sfinți în viață din slavă în slavă. El va veni ca să-i onoreze pe cei care l-au iubit și au păzit poruncile sale și ca să-i ia la sine. El nu i-a uitat nici pe ei, nici făgăduințele sale. Legătura familiei va fi refăcută. Ziua lui Dumnezeu va descoperi cât de mult datorează lumea mamelor evlavioase. Când va începe judecata și cărțile vor fi deschise, când se va pronunța bine rob bun de către marele judecător și coroana de slavă nemuritoare va fi așezată pe fruntea biruitorului, mulți își vor ridica coroanele în fața universului adunat și arătând către mama lor vor spune: Ea m-a făcut ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Învățătura și rugăciunile ei au fost binecuvântate spre mântuirea mea veșnică. Cu bucurie nespusă, părinții văd coroana, veșmântul, harpa dată copiilor lor, zilele de speranță amestecată cu teamă au luat sfârșit. Semințele semănate cu lacrimi și rugăciuni poate au părut a fi însemănate în zadar, dar recolta lor este culasă la sfârșit cu bucurie. Copiii lor au fost mântuiți. O, minunată mântuire! Mult discutată, mult așteptată, contemplată cu anticipare înflăcărată, dar niciodată înțeleasă pe deplin. Urmașilor săi credincioși, Domnul le-a fost un tovarăș zilnic și un prieten apropiat. Ei au trăit într-o legătură strânsă, într-o comuniune continuă cu Dumnezeu. Peste ei a răsărit slava Domnului. În ei s-a reflectat lumina cunoștinței și a slavii lui Dumnezeu de pe fața lui Iisus Hristos. Acum, ei se bucură de razele neumbrite ale strălucirii și slavei Regelui Măririi în toată maestatea sa. Ei sunt pregătiți pentru comuniunea cu cerul, pentru că ei au cerul în inima lor. Amin.